Părerea mea, 70% subiectivă, dar cu câteva argumente obiective, despre hidroelectrica. A fost nebunie cu listarea. De ceva timp s-a discutat de listare, se va lista fondul proprietatea, bla bla bla. A fost o afacere mai bună să deții fondul proprietatea de acum un an, doi, de când se specula că s-ar lista. Pentru că a crescut fondul proprietatea, au dat dividend special, bine, acum au scăzut destul de mult, dividendul special a fost de fapt din vânzarea Hidroelectrica. Mie compania Hidroelectrica nu-mi place. Au devenit profitabil, au profit mare. E mare lucru că ei generează curent electric din hidrocentrale, adică din curgerea apei. Adică efectiv costul lor pentru a produce un megawatt de curent e relativ scăzut. Dar nu-mi plac multe lucruri. Și de ce nu văd un viitor în hidroelectric? Majoritatea, dacă nu toate, hidrocentralele sunt făcute de Ceaușescu. Hidroelectrica a fost în insolvență pentru că a încheiat contracte nefavorabile, interese, statul român, nu știu, multe, multe lucruri pe care poate că nu le știm, dar au ținut compania într-o poziție proastă. Aparent și-a revenit, a devenit profitabilă, au venit mulți clienți și aici vine partea care mă deranjează și de ce n-aș investi în hidroelectrica. Și o să dezbat separat într-un alt episod pe Members, pe Join. Vă aștept acolo pentru 10 lei pe lună. Avem peste 150 de episoade la care aveți acces. S-a investit în ea cumva speculativ. Ea a crescut cât de cât, dar eu văd niște probleme. Probleme de genul management, încasare bani, amenzi și nu văd cât se va dezvolta de aici înainte. Și este manageriată de statul român, care statul român e foarte prost la manageriat lucruri. Sunt și alte companii deținute parțial, minoritar sau majoritar de către statul român, dar acolo lucrurile sunt mai ok. Adică Nuclear Electrica e mai ok, OMV Petrom nu e statul majoritar. Și mai sunt alte companii unde statul este majoritar și din nou lucrurile nu merg strălucit. Ce nu-mi place mie cel mai mult la Hidroelectrica, vă spun din perspectiva unui client Hidroelectrica. Am 3 contracte, persoană fizică, în București, la Hidroelectrica și am un contract, persoană juridică, în Râmnicu Vâlcea, la un spațiu comercial. Experiența mea a fost cam așa și vă spun și experiența lui Cătălin Ritter, care le-a dat feedback de o stea și vă spun ce am mai citit în presă, au luat amenzi pentru că nu au facturat la timp, iar peste jumătate din profitul lor este neîncasat pentru că nu au tăiat facturi la clienți, atât casnici cât și mari. Pentru că management, pentru că birocrație, pentru că nu sunt capabili. Deci eu n-am văzut în viață la o companie care să nu fie capabilă să taie facturi, să le emite la timp. Au făcut o aplicație pe telefon, e ok. Bun, un pas corect, în direcția corectă, dar vă spun experiența mea ca și client. Deci, am făcut contract, am luat apartament, am luat garsoniera din Piața Romană de la Cătălin Ritter Broker, el a fost proprietar. Am luat proprietatea, a doua zi am făcut mutație la Hidroelectrica, că era prețul bun, că nebunie, că nu știu ce. Am avut așa un feeling, mă, când toată lumea se îndreaptă către ceva, mereu se întâmplă ceva de rahat la un moment dat. Parcă e o chestie clasică și aparent feeling-ul meu așa a fost. Bă, cred că o să vină mulți și o să fie problemă. Ori cu rețeaua, ori cu facturarea, ori se va întâmpla ceva. Și așa a fost. Deci am primit prima factură în Piața Romană după 6-7 luni. Prima factură. Deci am luat proprietatea în august și am primit prima factură prin februarie-martie. Și am primit 3 facturi, așa, în cascadă, 3 facturi. Bun, s-a rezolvat. Următoarea proprietate am cumpărat-o în 2023, Gara de Nord. Am făcut mutație, am schimbat contractul la Hidroelectrica. A trecut un an, deci am cumpărat-o în martie 2023. Suntem în martie 2024. Am contractul pe mail, adică am contractul pe mail, am dat indexul, am dat ultima factură, am dat tot ce mi-au solicitat. Nici până astăzi, a trecut un an, deci o să caut în mail Hidroelectrica, nici până astăzi nu am primit factură la Hidroelectrica personal, deci consum. Și acum stau și mă întreb, câți oare sunt în situația mea în care n-au primit facturile, nu că de 6 luni, de un an, bun, din motive de
lene și birocrație, nu mi-am schimbat contractul de curent din drumul taberei la proprietatea numărul 1. Aia a fost prima proprietate. Am mers pe proprietarul vechi, 3 ani de zile aproape. 2 ani jumate, 3 ani de zile. În octombrie am zis, hai să mă mut la hidroelectrica. Acolo am făcut mutație de la Enel la hidroelectrica și am primit, cum să zic, au venit să citească contorul. Surprinzător, acolo a mers repede. Deci, într-o lună, de pe o lună pe alta, e proprietatea la care am făcut, rezidențial, la care am făcut ultima dată o schimbare de contract, la aia a mers repede. Deci, am făcut cererea în octombrie, luna următoare am primit factură de la hidroelectric. Deci, am trei contracte. La Piața Romană am primit-o după 6 luni, prima factură și de atunci primesc constant. Și am mai avut întârzieri. Ultimele luni n-am primit, mi se pare, adică am primit periodic, am dat și indexul. Acum am avut o pauză, n-am mai primit facturile, ultimele 2-3 facturi nu le-am primit. Nu înțeleg de ce, ia o amânare, o întârziere. La Gara de Nord n-am primit nici până în prezent, un an de zile. Deci chiriașul actual, plus ce am consumat eu, s-au consumat aproape 800-900 de kW într-un an de zile. N-am nici măcar o factură, deci nici măcar o factură. Și m-am mâncat în dos să fac mutație, să mut contractul la hidroelectrica și pe persoană juridică, la spațiu unde este soția și face asigurări. Deci, persoană juridică. Am luat număr de înregistrare, am depus actele. N-am mai primit facturi de la CEZNE, era înainte acolo. N-am mai primit factură, am curent, toate bune și frumoase. Spațiul l-am cumpărat în noiembrie. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. 5 luni. 5 luni de când n-am nicio factură, persoană, nici măcar n-am contractul, nu că factură, nici măcar n-am primit contractul, da bă, de la hidroelectrica. Deci am 4 contracte, unul singur nu a fost întârziat, 2 au fost întârziate, unul a fost întârziat cu 6-7 luni și acum e ok, să zicem. 2 sunt în așteptare, n-am primit nici până astăzi contract, vreo factură, nimic. Deci motivul pentru care am făcut mutarea la hidroelectrica au fost... două motive marșilate. 1. Mi s-a părut foarte ușor să mut factură, poză sau ce acolo, proprietar, coproprietar, next, next, next și le primești pe mail. 48 de ore. Procesul de mutare, super ușor. Cel mai ușor. Am vrut să mut la Enel, la Engie, la complicat, bătaie de cap, formular, este mai... nu pot să zic ceva super greu, dar e mai multă bătaie de cap. La hidroelectrica mi s-a părut că e mai ușor. 2, am băie de stat. Susținem statul, tati. E o bursă, e producător și distribuitor, sau, și, da, mă rog, producător, dar și furnizor sau ce e, mă rog. Am zis că, bă, decât să cumpăr de la alții care ne-au invadat țara, alte firme străine care ne furnizează curent și sunt pe piața asta, hai să cumpăr de la hidroelectrica, că susțin țara. Țin producția, a avut creștere, lumea îi laudă, că e bine, că e ieftin. Am să cumpăr și la, să fac și la hidroelectric, praf. Asta ca și client, deci am spus ca și client, am 4 contracte, 4 locații. Ca și client, jalnic. Jalnic cu întârzierea, faptul că primesc pe mail, dau indexul, am aplicație dedicată, se schimbă ușor. Asta am apreciat, dar cu așteptatul și cu 6 facturi și-au luat și acum ca investitor în hidroelectrica. Compania... e greu să nu fie pe profit dacă o administrezi cum trebuie. Te folosești de forța apei, de forțele naturii. Sunt lucrări, investiții făcute de Ceaușescu. Nu o să facă niciodată actuala hidroelectrica ce a făcut Ceaușescu pentru hidroelectrica. Niciodată. Deci ne rugăm, adică investitorii, să se roage să nu cadă un baraj, să nu fie nevoie de vreo reparație nasoală. S-au învechit multe baraje, multe lucrări. Oltu are cele mai multe hidrocentrale. Adică Dunărea produce și cu Oltu, ăsta produc cel mai mult curent. Pe lângă faptul că n-au încasat bani de la diversi clienți, casnici, non-casnici, de un an, 6 luni, problema asta probabil că se va agrava, vor rămâne urmă cu banii și mai mult decât atât, au primit amenzi. Amenzi de sute de mii de lei, milioane, nu știu ce valoare, n-am citisem la un moment dat, deci au primit amenzi imense. Au primit una anul trecut, cred că au primit una anul ăsta și ritmul în care se mișcă o să tot primească amenzi. Deci tu ca investitor în firma asta, ok, e de stat, produce, e profitabilă, bun. Dar în ritmul în care se mișcă lucrurile, o să ajungă într-un punct în care plătesc
tot profitul pe amenzi, nu-l recuperează, că au de încasat, personalul nu-și face treaba și expansiune, ce expansiune? Hai că mai deschid vreo hidrocentrală, mai renovează vreuna. Ei nu o să poată să-și dubleze, tripleze producția, capacitatea, adică sunt chestii relativ fixe. N-au loc de cine știe ce expansiune. Tot ce se va întâmpla la hidroelectrica va fi pe bază de administrare, aia va conta enorm, de eficientizare, de să facturezi, să faci site, digitalizare, să ușurezi munca oamenilor și să mai stai la ghișee și etc. Și de prețul curentului. Deci asta va influența profitul firmei. Prețul curentului, management și un număr de client la un moment dat cât să crească. Deci mi se pare o firmă, o companie mare, importantă, de stat, administrată momentan prost, profitabilă, dar profitabilă din greșeală, adică din greșeală, din munca altora din trecut, respectiv Ceaușescu, nu văd viitor în ea. Adică e bună, e importantă, va avea probleme, clasic, chestii conduse de statul român. Eu nu văd de ce aș investi în ea. Tata a cumpărat acțiuni la hidroelectrica, câteva, așa, să fie. A crescut un pic, probabil că va mai crește, puțin, dar nu văd un viitor în ea. Adică nu văd de ce aș investi în ea. Mi se pare o companie fără potențial și distrusă de un management prost. M-aș ruga să n-am dreptate. Dar, momentan, lucrurile mi-au demonstrat că am dreptate. Deocamdată, cel puțin. Sunt foarte curios și de părerea voastră și vă aștept pe join pentru alte materiale, pe members, adică, pentru alte materiale educative premium. Ne vedem în următoarele episoade.